ești prost. Sunam la 112 și veneam ca și cum mi s-a părut că ai căzut lat acolo. Te-ai lățit de... Salutare și bine v-am regăsit la o nouă farsă, pentru că astăzi o să încercăm să-i facem o farsă lui Radu, astfel încât să creadă că am căzut de la etajul 8. Un mare like, să ajungem la 30.000 de like-uri pentru această farsă, ca să facem mult mai multe, așa că eu l-am chemat la mine să creadă că facem un challenge și o să jucăm niște jocuri. Ca să vă explic cum stă treaba, mai întâi o să jucăm niște jocuri, iar eu am pregătit o păpușă gonflabilă. Cumva o să încerc să-l filmez cu două cadre mai pe ascuns. Hai să vedem ce va ieși și, bineînțeles, să-i dăm bătaie! Salut! Gata? Da, da! Mă zic că te scăr până ai cap. Salutare! Și bine v-am regăsit la un nou episod împreună cu Radu, mărețul și nebunul Radu Chirilă, ca întotdeauna. Aveți linkul în descriere dacă vreți să vă abonați, bineînțeles! Unde astăzi o să jucăm niște jocuri pe Air Console. Air Console este o platformă unde trebuie să te joci doar de pe telefon, ca și când telefonul tău ar fi joystick-ul, și se poate juca în foarte mulți prieteni, până la 10-20 de prieteni. Doar vă descărcați aplicația Air Console, eu cu Radu i-am descărcat-o deja și pur și simplu trebuie să ai un calculator conectat și astfel le conectezi telefonul cu calculatorul. Acum, o să arate un cod, dăm codul, ăla pe care l-arăt, 212902, bum. Scrie connected și eu deja m-am conectat. Uite, vezi? Eu m-am conectat. Haide, mă, ce joc să jucăm? Era un joc nou pe aici. Uite asta, că văd că e nou. Hai. Go Kart Go Air. Enter. Cât de tare! Oh, deja s-a intrat în joc, ia. Și ah, eu, uite, da, pur și simplu de aici este joystick-ul, îmi scrie loading. Foarte, foarte mișto, foarte tare. Mă, efectiv, stăm, zici stăm tart, old station, ok. Îți alegi caracterul din câte văd. Mi aleg un porc, gata. Hai, îmi arăt, eu un bulldog. Everyone is ready. Ok, și începem, 3, 2, 1. A, și uite, de pe telefon mi arată doar stânga-dreapta. A, deci trebuie frână stânga-dreapta. Ia, fii atent. Mamă, ce te bat. Care se... Ă, eu sus. Mamă, dar ce mișto e. Bă, e prea mișto. Wow. Uite un pic, e prea mișto. What the, ai de cap. Unde am ieșit? A, deci dacă te dă afară din joc, dacă ieși... Uite, și poți să îți... Dacă eu, uite, bam, dau pe use și am din astea, să te blochezi. Bam, da, mă! Să iau. Bam, bum! Vai de capul meu ce m-am dus. Îs pe primul loc, ia. Au, ce-ai făcut? Aoleu. Și pe bune, frate. Mamă, ce m-am dus aici, mamă, ce m-am dus. A, și arunc, bă. Te-ai văzut că am aruncat cu ceva? Nu, dar imediat. Stai așa. A, dar m-am dus forță eu. Mamă, dar ce m-am dus. Păi, tu ești pe primul loc? Da. Dar-ți bun rău la joc. Stai că vin din spate, fii atent. Serios? N-ai cum să mă prinzi, conduc prea bine. Deci nu, că vin deci din spate. Deci e genial. Deci eu vin din spate, fii atent. Și te salut de mers. Ia uite. Te-am întrecut. Ha! Nu mai întrecut. Nu, gata, te văd. Fii atent că te văd. Cum? Deci gata, te văd. Bam. Trebuie să arunc în tine. Trebuie să arunc în tine cu chestii de genul. Unde ești, mă? A, te-am luat. M-ai luat? Da. Hai că mai avem încă un lap. Nu, că te bat până. N-ai cum. Ai de cap. Bam, bam. Ce m-a luat, nebunul? Bam, bam. Fii atent că te bat. Fii atent că te bat. Bum. Trebuie să arunc în tine cu chestii din alea. Bum. Te-am trecut, te-am trecut, gata. Nu m-ai trecut. Ba da, te-am trecut. Cum? Bă, frate. Da, mă, ești pe 1 și eu sunt pe 2. Te-am luat, te-am luat, te-am luat, te-am luat. Nu pot să cred așa ceva. Te-am luat, hai. Păi, dar cum? Păi, s-a blocat mașina mea, nu mai merge tare. Vai de capul meu ce mi-a dat-o cineva. Ești pe locul 3, cum? Haide, mă, haide, mă, dă-i, 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 forță, dă-i și nu, că vin. Nu mai câștigi. Te-am întrecut? Nu. Nici o șansă. Gata, nu mai, tu pierzi. Aaa, dar apoi m-am dus. Nici păi, o șansă n-am. Cât de mișto n-am. E treaba asta, am câștigat cu parfum. Cât de mișto e cu joystick-ul ăsta. Da, bă, de mișto, nu? Da, e foarte tare. Foarte chiar tare, e foarte, foarte mișto. Te simți ca și când ai avea un... Joc, PlayStation sau ceva, de tot. Da, foarte tare. Deci, dacă vreți să descărcați și voi, este gratis tot. Aveți în linkul din descriere, duceți să descărcați și voi aplicația Air Console, apoi intrați pe site Air Console și aveți acolo toate nebuniile. Așa că, ne revedem!
Perfect. Eu acum sunt sus, iar Radu este jos și nu mă aude absolut deloc, așa că încerc să-l îmbrac pe prietenul nostru și sper să-i vină hainele. Uite ce fel arată. Bagă piciorul mai acum. Perfect. Hai să-l legăm la prohap. Băiatul ăsta l-am îmbrăcat, doar că îi sunt haine cam largi, dar sper doar să nu-și dea seama. Și ca să fie mai real, o să încerc să-i pun și o căciulă, că văd capul. Da? Cred că îi vine ok așa. Oare să-i pun peste... Da, bă, mă, cât de șmecher se vede! Hai că pare mai real, adică nu, îi acoperi în fața să nu se vadă că este gonflabilă. Merg pe balcon și vedem cum e. Ia uitați-l. Mamă, cât de real pare. Și ca să fie și mai real, o să încerc să-i pun papucii. Ok. Ia uite cât de real pare, ești nebun. Ia uitați-l. Asta e. Hai să-i dăm drum. Trebuie să-i filmăm reacția neapărat. Eu o să o arunc acolo jos. 3, 2, 1. Mamă, cât de bine se mâna cu tine, bă, lasă. Ce de capul. Mamă, ce m-am speriat, bă. Mamă. Stai acolo că vin acum. O, ce față are, nebun. Hai, mamă, cum am tresărit, cum am zburat din canapea, frate. Doamne, iartă-mă. Stai că vin acum. Ce ai făcut, băi? Suna la 112. Bune, uite și tu cum arată. Deci arată fix ca tine. Ce ai, băi, e nebun la cap, e ce ăla arată. Ai văzut că l-am îmbrăcat ca mine? Că uite și șlapii. Păi da, am pus șlapii ca să pară ca mine. Tu știi cum am speriat? Deci efectiv am tresărit din care aveam... Jur, serios? Ia uite, băi Florentin, ce ai făcut? Bă, resuscitare are eu. Băi, vreau să sun la 112, dacă sunam mai întâi la 112. Făi mă resuscitare, făi gură la gură. Băi, sunam la 112 și veneam. Am crezut că e pe bune, frate. Ca și cum mi-a părut că ai căzulat acolo. Te-ai lățit de... Vai de capul meu. Ia mă, dar ce mă semăn așa tare cu ăsta? Uite și tu, dacă îi pune căciula în cap, deci fă abstracții de cap. Uite un pic de aici, din spate. Seamă perfect, frate. Și da, bă, chiar. Ai găsut așa? Mă, săracu. Băi, uite, ți-l fac cadou, să le ia acasă, să ai grijă de Florentin. Florentin să junior. Să ia Florentin acasă. Da, ia-l pe Florentin acasă. Du-l, nu știu, dorm cu el în pat. Poți să-i faci ce vrei, adică nu, mai bine nu o lasă, nu poți să-i faci ce vrei. Fă-i acum o resuscitare, hai, ia și... Gură la gură, te rog. Lasă-mă, că deja a speriat, deci nu mai... Vai de cap. Asta a fost. Că deja m-ați supărat, mi-ați făcut farse. Deci dacă farsa asta nu strânge 50.000 de like-uri, o să probi că o să-i fac niște farse mult mai tari. Așa că fii pregătit. Florentin, îmi pare bine că ai lucrat la această farsă. Felicitări. De ce mă ții rău? M-am speriat, frate, l-am tresărit. Eram să fac panică din ăsta, atac de panică. Serios? Mă, lasă, n-ar nimic. Băi, serios, dacă ai nevoie de timp, dacă ai nevoie de ceva. Nu, mă, nu e ok, dar m-am speriat pe până acum. Eu habar am cum aș fi reacționat la chestia asta. Dar ai făcut-o, asta a fost candor. Serios? Mă rog, am reacționat bine, adică am venit să te ajut, asta este. Băi, mersi că ai venit să mă ajut. Măcar știi că poți să ai bază în mine, dacă cumva caz la etaj. Corect! Vă mulțumesc pentru farsă, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și, bineînțeles, un mare like pentru Florentin, care este cel pe jos acolo. Mă, dar ce creepy arată, jur, da. Pe cameră. Un mare like, să ajungem la 50.000 de like-uri și credeți-mă, să fie mare nebunie. Aveți totul în descriere, bineînțeles, o să urmez niște videouri mult mai tare ca asta. Așa că nu uitați să ne urmăriți și pe Instagram, îmi pare rău încă o dată și bineînțeles ne vedem data viitoare cu dăpace și iubire. Salutare!